Și peste 96.000 de apeluri au fost la 112, la primul cod roșu de canicul extins pentru mai mult de jumătate din țară. Operatorii serviciului de telecomunicații speciale s-au confruntat cu un val de solicitări de la oameni cărora li s-a făcut rău. În acest sfârșit de săptămână, la serviciul de urgență 112 s-au primit aproape 60.000 de urgențe, dintre care cel mai ridicat procent, de 44%, au reprezentat cazuri medicale care au fost de competența serviciului de ambulanță și a echipajelor SMURT. În principal, cazurile semnalate la 112 în acest weekend au vizat probleme respiratorii ale cetățenilor, persoane căzute în spații publice, persoane care acuzau diferite afecțiuni medicale în zone publice sau alte situații care au fost generate de temperaturile ridicate și de canicula de afară. Potrivit serviciului de telecomunicații speciale, în afară de apelurile pentru urgențe medicale, la numărul unic 112 au fost semnalate și incendii de vegetație. E important să spunem că tot în acest sfârșit de săptămână, la 112 s-au semnalat și peste 1400 de situații de incendii de vegetație uscată pe fondul temperaturilor ridicate. Toate aceste situații au fost transferate cu operativitate către echipajele de pompieri, astfel încât să poată să asigure o intervenție foarte rapidă în teren. Într-o singură zi au fost înregistrate peste 7.000 de apeluri la 112, adică 5 apeluri în fiecare minut. În aceste condiții, autoritățile le recomandă oamenilor prudență atunci când aleg să apeleze 112. Le recomandăm cetățenilor, în primul și în primul rând, să sune responsabil la 112 și să apeleze acest număr de urgență doar în situația în care este necesară prezența unui echipaj de intervenție la fața locului. De asemenea, în situația în care semnalează persoane care au afecțiuni medicale, care au probleme respiratorii, persoane căzute, mai ales în orele amiezii, să sune la 112 și de îndată colegii noștri, operatorii STS, îi vor pune în legătură cu echipajele medicale ca să poată să fie asigurat un răspuns prompt la fiecare urgență.